Prin pictură, Elena Cristea dă formă unui univers în care întrebările, căutările și dorințele se definesc în linii și culori cu o forță ce impresionează. Muzică, poezie sunt feminine. Poezia e feminină. Femeia e o poezie, cel puțin așa spun unii. Fiecare lucrare de-a Elenei Cristea pare un elogiu adus feminității. Forme armonioase, cu o melodicitate aparte și o cromatică impresionantă, îți incită imaginația. Temele din tablourile sale se acordă la feminin. Cred că am încercat să integrez într-un anume univers al muzicii, al poeziei, al naturii, trupul feminin ca făcând parte din tot acest univers în care intră și natura. Este starea de spirit în momentul în care începi să lucrezi. Te transpui într-o anume... Când începe o stare, te transpui și atunci vine muza. Despre asta e vorba. Pentru Elena Cristea, culorile sunt asemenea unor instrumente cu care dă forță și formă sentimentelor sale. Pline de viață, lucrările se desprind din experiențele autorului și își duc propria existență independent de acesta, lăsând imaginația fiecăruia să termine povestea. Nu sunt numai culori calde, uneori sunt reci. Și culorile sunt urmarea unei stări. Eu, în general, pe interior, mă frământ. Iubesc. Încerc să scot în exterior ce este în interiorul sufletului. Poate de-aia culorile calde, zic. Ar fi o explicație, deși când lucrez, nu realizez, adică lucrul vine din subconștient oricum. Lucrările Elenei Cristea sunt destăinuiri unduioase ale unor închipuiri profunde, scoase la lumină, prin culori debordante și contururi ce se pierd în spațiu. Apelând atât la figurativ cât și la abstract, autorul proiectează prin arta sa o muzicalitate a corpului femeiesc, ori o poezie în care versurile sunt culori ce îmbracă stări și trăiri intense. Întotdeauna un artist exprimă realitatea în care se află, lumea în care se află. Și atunci, cum în viață apar schimbări permanent, cum mișcarea este progresul, așa se întâmplă. Se schimbă stilul, se schimbă suportul pe care lucrezi, se schimbă ideile. Este modalitatea mea de a mulțumi lui Dumnezeu că mă aflu în acest univers. Migrând în jurul universului propriu, dar și al celui în care se integrează cu tot ceea ce face, în lucrările sale apare constant simbolul acestuia, cercul, punctul de pornire și de întoarcere, începutul și sfârșitul. Deși este mic într-o lucrare, de fapt este tot universul care, ca formă, dacă luăm simbol din punct de vedere al simbolului, este forma perfectă. Și cum universul considerăm că e perfect, echilibrul perfect, atunci acolo este universul, un mic univers.